bun venit! Salut, Cristi, bine te-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație. Eu cred că acest caz 2 mai o să fie un caz școală la un moment dat, pentru că el s-a desfășurat, un caz școală de cum nu trebuie să fie în sensul ăsta, pentru că el s-a desfășurat încă de la bun început sub niște imperii așa dubioase, ciudate. De ce spun treaba asta? Extrem de bizar totul. El produce accidentul, ulterior apar toate informațiile astea că el fusese oprit cu... Și apropo de că a fost oprit, sunt declarații și erau și au fost și sunt declarații în dosar. Cu un joint, da, o să spun direct că asta e formularea din stradă, în mașină și polițistul nu-i face nimic. Apar tot felul de informații ciudate și suspecte, cum că taică-su ar fi tras niște sfori pe acolo, că ei proveneau și provin într-o familie foarte bună. Să continuăm pe mai departe cu primul termen de judecat sau cu parchetul care nu ne ia în considerare cererea de schimbare a încadrării juridice. Dom'le, puteai să mi-o respingi. Făceai ceva cu ea. Eu consider că tu cu Cristian n-ai dreptate. Bun, perfect, agreez lucrul ăsta și mă duc, o contest și îmi expun punctul de vedere în instanță. Mai departe, ajungând în instanță, deci al treilea element în ordine cronologică, ne trezim cu doamna judecător care... Aici sunt părinții care sunt efectiv Da. Deci, aici am fost la termenul de judecată la Mangalia de săptămâna trecută. Și întreabă doamna de victimă, nu? Și asta zic, al treilea element extrem de bizar, doamna judecător cu victima. Sebastian Olariu e în sală. Șoc! Incredibil. Îți dai seama că a fost ceva îngrozitor. Că ai spus și să nu-i ținem prea mult pe telespectatorii voștri în suspans, da, sunt elemente noi pentru că bine, noi pentru opinia publică, mai puțin noi pentru mine, pentru că le știu din dosar, dar s-au rostogolit zilele acestea și sunt dator să le spun, să le conturez. Pascu se pare că mergea cu viteze amețitoare prin Mangalia, prin 2 Mai, prin Vama Veche. Viteza amețitoare înseamnă orice peste 50 de kilometri, ca să ne înțelegem în sătucele alea, că alea numai orașe nu sunt, cu niște străduțe foarte mici, unele cu sens unic. Acolo unde mai sunt, mult unde... de 30 nu poți să mergi. Păi nu ai cum, efectiv. Ei, el mergea cu aproape 200 de kilometri pe oră. Cum îți închipui tu că mai poți să previi orice? Nu mai poți preveni absolut nimic, evident. Nu doar asta este important, ci faptul că substanțele astea interzise, drogurile la modul general, dumne, erau procurate de pe plajă. Deci pe plajă vine unul, te trage de mână, ia, vrei, te costă 100 de lei. Și sunt declarații halucinante, pentru că toate converg către ideea că el era un consumator de multă vreme și lucru care e știut, dar vreau să punctez de ce era știut. Era știut chiar la nivel de DICOT, era știut la nivel de ANA, Agenția Națională Antidrog. Asta e chiar o bombă. Și există un document în dosarul de urmărire penală și acum de instanță, prin care ANA, Agenția Națională Antidrog, vine și spune: dom'le, apropo de dosarul din 2022, când voi ați prăpădit dosarul respectiv, a spus că e consumator. Ok, bun, nu-l băgăm la pușcărie, nu-i face nimic, dar măcar du-te să-ți dea cineva o consiliere. Măi, tată, nu e bine să faci lucrul ăsta. Sfidarea de care a dat dovadă, raportat la instituțiile acestea ale statului, a fost maximă. El nu s-a dus o zi, o oră, un minut, nu a luat legătura cu nimeni de la ANA. Deci, tu că aici știi... ar fi trebuit să avem o reacție din partea celor care ar fi trebuit să constate că el nu s-a dus. Așa este. Iar ANA trebuia să sesizeze parchetul pe mai departe și, dacă era cazul, să fie dispusă orice măsură dacă era cazul. S-ar fi schimbat destinul a doi tineri. Cristi, uite, spun un lucru. Multă lume a apreciat treaba asta. Ar fi putut să fie altul și ei să fie în viață dacă polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu încerca mai mult, sigur, să-și dea seama ce căutau chestiunile alea dubioase în portiera mașinii. Sigur. Dacă ar fi avut un amărât de drug test, apropo, am fost cu Cosmin, care mi-e și prieten cu Cosmin Andrei, ca sindicatul Europol. Dom'le, testele astea nu știu ceva așa aduse de pe Marte, din afara planetei astea. Sunt niște lucruri pe care le putem procura și fiecare polițist cred că trebuie să aibă în buzunarul din stânga sau din dreapta un test antidrog. Dom'le, pune-l, vezi care-i treaba cu el, suspendă-i dacă e cazul, deschide-i dosar penal, suspendă-i permisul și du-l să-i facă analizele. Mai ales într-o zonă predispusă, din păcate, la consum, zona aceea de litoral. Absolut. Deci, încă ceva, s-a luat o decizie la vremea respectivă, nu că țin eu cu vreun polițist sau îl țin în brațe, dar inspectorul de acolo, de pe IPJ Constanța, a fost demis. Ok, foarte bine că l-ai demis.
zis. Dar polițistul care l-a oprit pe Pascu, așa, nu era din Constanța. Nu era decât un simplu detașat la malul mării. Că atunci când se întâmplă în fiecare vară. Nu, absolut. Când nu ai suficient personal la munte, îl muți la munte. Când n-ai la mare, îl muți la mare. BD, da, la munte și la mare. Că așa am fost în situația asta. Și atunci, eu cred că dacă... știi că era sintagma aia, corupția ucide? Da. Dom'le, aici nu știu dacă corupția a ucis, că nu știu dacă ăsta a luat ceva, că nu este o dovadă. Și nu vreau să spun că polițistul X sau Y a luat niște bani și de asta i-a dat drumul. Dar nepăsarea ucide. Dar nepăsarea ucide. Da, așa este. Mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și